Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Astăzi sunt, să spun, mânioasă degeaba. Dacă te mânii, ești perdant, trebuie să fii hotărât. Dar sunt tristă astăzi și veți vedea dumneavoastră de ce. Pentru că ne copleșesc bizonii. Ne copleșesc și aparent suntem neputincioși pentru că nu suntem solidari și pentru că încă sunt liberi să facă ceea ce vor în țara aceasta. În urmă cu un an și jumătate, mai precis pe data de 9 iunie 2016, am realizat o ediție cu o doamnă. Sună telefoanele, asta e. Cu o doamnă care se numește Marinela Tănase. Și ediția se intitula Demolatorii, o poveste cu o construcție în schei, autorizată, neautorizată, în orice caz, demolatori. Adică casa doamnei este supusă unor riscuri majore, adică de autodemolare, să se prăbușească. Situația nu s-a îmbunătățit, situația s-a agravat și atunci unde să apeleze doamna? Probabil că apelatul să ne spună la toate autoritățile degeaba, autorități generic vorbind, pentru că o autoritate își face treaba și rezolvă problema conform legislației românești în vigoare. Uite că iată ce am primit de la invitata mea pe care o veți vedea imediat, am primit o cruce. Adusă de la Ierusalim și Sfântul Mir, atinse de Sfântul Mormânt. Pentru asta se spune boda proste. Doamna Marinela Tănase, mulțumesc frumos pentru Să vă prezență, fie de mulțumesc folos. frumos pentru Bună aceste seara. daruri, care cu siguranță și iată și o iconiță cu Maica Domnului, tot de la Ierusalim, iată că scrie și pe cruce, dar nu trebuie să mă credeți dumneavoastră pe mine pe cuvânt, nu-i așa? Și o iconiță. Ei, astea ne vor fi de a... Bizoni, feriți-vă, că de noi scăpați. Noi și crăpăm, plecăm la stele, ni se dărâmă casele pe noi, vai de capul nostru. Dar de judecata divină nu veți scăpa. Doamnă, am rugămintea călduroasă să îmi spuneți așa succint istoria, pentru că văd că aveți acolo, ca și data trecută, dosare, dosare, dosare nerezolvate și așa, de unde a pornit situația aceasta care vă devastează? După toate insistențele și plângerile făcute la toate instituțiile, Nu, dar despre ce a fost vorba? S-a construit, ca să înțeleagă și da, telespectatorul care e s-a problema. construit Dumneavoastră locuiți în schei, în da? schei, Aveți o da, casă, o da? casă, da, Așa. pe strada Zaranț, Așa. pe strada Cetinii și construcția nouă este învecinată cu construcția mea pe strada Zaran numărul 3. Inițial a fost doar autorizație de consolidare, extindere și mansardare a vechii clădiri. Acel domn de la București s-a hotărât să demoleze clădirea veche și să construiască efectiv un bloc. Este un bloc cu 10 apartamente care au fost Se vede aici în puse față. și în vânzare. Toate avizele au fost date doar pentru consolidare și reparația vechii clădiri. Domnul n-a ținut cont. Așa. S-a Dar apropiat dați-i numele, de ce să nu știe lumea? domnul văduva George cu văduva Anca. Așa. Acest domn, probabil cu sprijinul primăriei, că altfel nu putea să facă, Așa. să Deci au demoleze. construit acest bloc care vă periclitează, nu? Proprietatea Proprietatea mea, noastră, da. adică casa, Casa, nu? la o jumătate de metru săpat lângă fundație și 6 metri adâncime, ori geologul a spus mai mult de 1,10 m. Am și studiu geo aici în care spune Vă rog că să-l arătăm la cameră. nu are voie. Terenul e argilos și nisipos și e pericol de desurpare Am a înțeles. clădirii. Uita studiu geo, acolo sunt săpăturile care le-a făcut dânsul pe domeniul public fără autorizație.
Da. Mai aveți fotografie, da. Până când găsiți dumneavoastră. Aceasta este, da, am mai văzut-o, da? Da. Nu? Din altă... Aceasta este casa care a fost demolată. Stați așa să văd cum e orientată, să nu arăt în apă, da. Așa. Deci casa care a fost demolată. Câte etaje are? Deci are 3? Parter, două etaje și mansardă. Și avea voie parter, un etaj și mansardă. Dar există niște reguli conform cărora trebuie să fie o anume distanță între clădiri. Între clădiri, da. Nu la jumătate de metru. Și trebuie să ai distanța între înălțimea construcției nouă. Trebuie să ai între jumătate da. Distanța celei mai înalte. Da, da, așa știam că era așa legislația este. Cândva. Uitați ce distanță a fost între proprietăți. A fost grădină de pomi. Cum e doamna asta? Uitați așa, este. Aici este casa mea, care a și închis cei 60 de centimetri. Eu nu pot după casă, rigola este închisă. Dacă mâine îmi cade zidul, eu nu pot să intru după casă. Și am făcut... Doamnă, clădirea s-a înfăptuit, o vedem, da? Da. E aici, ia uitați-o, ce frumoasă, ea arată bine, nu are nicio legătură cu arhitectura din șchei, nicio legătură nu are, dar mă rog... Și acum... uitați, balcoanele sunt pe domeniu public, deci el are balcoane scoase... Deci fizic există, ce se mai poate face acum pentru a vă proteja pe dumneavoastră? Că înțeleg că acum ați fost inundată, vedem, aveți... inundată, dar de câte ori? Avem câte pe aici imagini, iată, da. Uitați, și aici mai este, se vede. Mă rog, astea nu sunt foarte relevante, dar așa... Pentru ca să nu sunt foarte relevante, se vede doar gresia, cârpa și apa, o putem intui, dar... Da. Și la săpătura asta și care s-a făcut, uitați așa. Uitați, săpătura, cât s-a făcut, o jumătate de metru. El îi trebuia să facă o consolidare a terenului, captarea apelor fluviale. Eu nu le-am, mi se scurge în fundație. Bun, și acum casa dumneavoastră este supusă riscului de a se prăbuși. Prăbuși peste noi. Dimineața mă pot trezi cu moluzul peste mine. Deci dacă vă mai treziți. Dacă mă mai treziți. Ieri am dat la 112 la pompieri. A zis că nu-i de competența lor, la situații de urgență. Mi-a spus să dau telefon la poliția locală. Și ce credeți dumneavoastră? Deci ori bătaie de joc în țara asta. Mi-a trimis poliția de la circulație. Păi ei au un departament, disciplina în construcții, care trebuia să-i oprească acestui domn. De cum a venit poliția rutieră pentru ce? Și nu știa ce să... Bătaie de joc, doamna Popa, bătaie de joc. Ce să vadă? Ei a trimis un echipaj care a fost în Piața Unirii să vadă despre ce este vorba. Așa își face domnul Aldea de la poliția locală, unde are sub ordine disciplina în construcții. Păi nu vin, pentru că le-am făcut plângere la DNA, sunt cercetați de DNA și trebuie să plătească. Deci eu mor cu ei de gât, vă spun. Doamnă, dar de un an și jumătate de când ați venit aici deja, erau lucrurile grave. Suntem, nu s-a rezolvat nimic de atunci. Nu, că suntem în țara procurorilor unde avem și noi portocale la Brașov. Multe portocale avem, doamna Popa. Procurori din ăștia care au dat pe bandă rulantă la toate plângeri, vreo 30 de plângeri penale. Le aveți aici? Am. Și ca să vedeți, am făcut și la CSM. S-au dat informații eronate de către procurori și am dovadă aici care vă arăt. Vă rog, trebuie să o vadă. Nu știu, mie mi-e greu, adică, nu că mi-e greu să cred. Mi-ar fi greu să cred dacă s-ar rezolva o problemă, dar un an și jumătate este de când doamna Tănase a trecut pe aici reclamând, încercând să ceară ajutor, să... Nu, și după un an și jumătate lucrurile stau la fel, ba chiar mai grav. Nu se poate așa ceva. Uitați. Ce răspuns ați primit? Către inspecția judiciară. Și să citiți aici paragraful la dosarul cauzei. Uitați. Da, numai un pic, să arăt la cameră ca să se vadă. Asta este din 15 noiembrie 2016. A dat ordonanță de clasare și inspecția judiciară. E răspunsul, da. Consiliul Superior al Magistraturii. Este garantul independenței justiției, articolul 133 alineatul 1 din Constituția Republicată. Către
Petenții Tănase, Gheorghe Tănase Marinela, Brașov, strada Cetinii, numărul 3, județul Brașov, în conformitate cu dispozițiile. Și aici ce vă răspunde, pentru că e foarte mult. La dosarul cauzei nu s-a identificat o asemenea cerere și nici printre lucrările anexe comunicate de parchetul de pe lângă judecătoria Brașov, iar actele de la dosarul cauzei infirmă existența unei asemenea cereri. Aoleu, ce formulare! Uitați cererea aici, da, așa, pentru că... Dat fiind faptul că plângerea penală a fost înregistrată la parchetul de pe lângă judecătoria Brașov, sub numărul unic cutare, în data de 6.05.2016, deci ulterior date de 29.03.2016 menționată de petenți. În rechizitorul și la la. Și uitați cererea, poftiți, uitați că eu cererea. Mi-am făcut dubluri la parchet. Și cererea este din 31 martie 2016. Și ea zice că nu există cererea. Uitați cererea, care am făcut, da. Și înregistrată. Deci cum... Cum mai avem noi încredere în procurori, judecători, în instituția? Ai ordonanță de clasare. Deci toate sunt ordonanțe de clasare. Uitați la prim procuror, plângeri la prim procuror. Prim procurorul parchetului de pe lângă judecătoria Brașov, da? Uitați. Cu privire la dosarul, ia să vedem, este... din 29.06.2016. Deci, iată, când ați venit și la această emisiune, la o altă ediție, firește, mai defectuos se vede pe ecran, dar doamna are contra documentele pe care... ordonanței de clasare în care îmi spune inspecția judiciară că n-am făcut. Am făcut, că eu am probe. Să-i mai trimit încă o dată, dacă procurorii au dat date eronate, și probabil s-a luat și date, acte din dosare, să știți. Deci s-au luat date și pe bandă rulantă ordonanță de clasare. Am făcut plângere pentru șeful poliției, care m-a și amenințat în secție de poliție când am fost audiată ca parte bătămată, constituită în dosarul 9176, că poate se întoarce roata. Eu am cerut procurorului să mute dosarul de la secția 1, la altă secție, pentru că acest domn avea plângere penală. Procurorul îmi dă răspunsul că nu poate să mute la altă secție, deoarece dosarul e spre finalizare. Și acest dosar l-a făcut cum a vrut domniile lor, după placul lor. Poliție judiciară și procuror. În final, din parte vătămată, am ajuns martor. Din martor am fost scos, n-am mai ajuns nimic. Eu am rămas cu paguba, distrugerea, și domnul acesta a rămas cu, uitați, cu amendă de 9.000 de lei și cu blocul făcut ilegal. Arătați-ne, vă rog, frumos. Ilegal. Oare domnul primar doarme bine? Că și-a pus avizul pe autorizație, semnătura. Uitați-i, domnă Pompa. Uitați aici unde dă sentința. Că am luat-o... Da, numai un pic, să vedem. Deci, Curtea de Apel Brașov... informații dosar, informații generale, număr unic, data înregistrării, nume. Deci părți. Văduva Anca, văduva Gheorghea, sunt... Da, eu nu mai sunt. Da? Eu scoasă din dosar, complet. Da, da, da. Infracțiuni la alte legi, secția penală, din 8.1.2018, da? Deci data înregistrării, 10.08.2017, data ultimei modificări, 8.1.2018, secție penală, materie penal, obiect infracțiuni la alte legi speciale. A vrut să-i dea numai un avertisment și a făcut procurorii. Am înțeles. Și aici... amendă penală. Da, soluția pe scurt admite, mă rog, unde... În fine, e mult de citit aici. Deci au rămas amândoi și soția și el. Deci așa arată, să arătăm și la cameră, așa arată. Dumneavoastră aveți actele, 900 de lei sau 9.000 de lei? 9.000 de lei. Dar ce e aia când eu am plătit 500 de milioane la avocat? Da, dar nu vă ajută pe dumneavoastră. Nu mă ajută. Trebuie rezolvată problema. Problema mea, da. Dar numai cum să rezolve? Adică, nu știu. Deci cum? Nu cum? Dacă știu. Au clădit deja. E clădirea, se vede. Dar procurorii au cerut demolarea. Au cerut-o așa, de ochii lumii. Am și înțeles. Și judecătorul a respins. A rămas... Păi cum? Îi dă la un doctor chirurg 1 miliard și lui, că a făcut un bloc ilegal, îi dă 9.000 de lei?
Dar disciplina în construcții, ce spune, doamnă? Cine a dat avizele? Disciplina în construcții spune că a fost făcută plângere la parchet. Și parchetul a dat, s-a reunit dosarele și concluzia e cu amenda penală de 9.000 de lei. Asta e tot așa, da, o să mai vadă oamenii. Aceasta este clădirea. Dom'le, acum eu chiar nu am nicio calitate nici să acuz, nici să scuz pe nimeni, dar mi-e greu să înțeleg ce s-a întâmplat aici. Cum a fost posibil așa ceva? Dai autorizație de construcție, dar să fie totuși niște, să respecte niște norme legale, să nu supui riscului un megieș, cum se spune, da, un vecin. Adică tu îți clădești o casă și ăla riscă să moară sub propria casă. Am făcut expertiză, deci greutatea asta a construcției nu ține solul, deci împinge casa mea spre prăbușire. Dar mai respectă cineva aceste studii sau le mai face cineva înainte de a construi? Prin urmare, eu înțeleg că această clădire este făcută nu în scopul de a locui, ci de a fi închiriată sau cum? De a fi vândută, da. Pentru că deci dacă, apartamente care să fie... Dacă vindea casa, lua numai 100.000, așa ia 500.000 de euro. Și probabil cineva o lua și de acolo vreo 100.000 de euro. E treaba lor. Dacă nu, nimeni nu a venit, am făcut sesizare de la demolare. Și nimeni n-a venit. A venit de 3 ori disciplina în construcții, la care nu mi s-a înmânat niciun proces verbal. Dacă faci sesizare, trebuie să vină la fața locului organul de control să dea un proces verbal, să vadă ce a constatat. Nu mi s-a dat, s-a depus la dosar atâta, dar a spus că numai verbal i-a oprit lucrările. Păi cum tu, organ de control, spui, ăsta normal că a continuat, dar vă spun, cu spatele celor din primărie. Pentru că acum cei din primărie, doamna Dumitrescu, că pot să o spun, cred că nu să dau nume. Dați nume, adică de ce este nu, dacă aveți control, argumente este și... Este sub control judiciar, da? Domnul Muteanu, care a fost fratele ei, de era consilier în Comisia de Urbanism, domnul primar i-a dat alt servici la spații verzi, poate numără și el panseluțele în continuare. Și toți cei care au fost la disciplina în construcții sunt mutați. Nu-i mai găsiți pe cei vechi în primărie. Le-au dat servicii, unii la baza sportivă, la gară, contabil și așa mai departe. Sunt oameni noi acum la autorizări. Așa aveți, comunicare, da. Sentință civilă, asta de când o mai fi? Din 11 octombrie 2017, care ne spune ce? Parafa șefului instanței. Am făcut, apropo, după ce primăria... Și ce v-a răspuns să aici? Vă spun. Da. Primăria a făcut dosar penal pentru nerespectarea autorizației, după 6 luni îi dă altă autorizație pentru branșare apă. Eu fac în contencios administrativ să anulez autorizația, pentru că vă arăt că aici scrie că s-au oprit lucrările. Uitați aici. În 11.08.2015. Deci aici e proces verbal întocmit de către cine? Organul... Poliția Municipiului Brașov, secția 1 Poliție. Proces verbal, agent șef, principal de poliție. Scrie că s-au oprit lucrările. S-a spus să se oprească lucrările. Așa. În ceea ce a permis executarea altor lucrări în imobilul în cauză decât cele prevăzute în autorizația de construcție numărul cutare pentru extinderea și mansardarea locuinței, aspecte constatate de către lucrători din cadrul Poliției Locale Brașov, Serviciul Inspecție, Control și Disciplină. Așa, construcții cu ocazia... Ce formulări aveți, măi, frate? Cum construcții cu ocazia controlului? Cum mama caie? E aia, că sunt toți. Efectuat în data de 9. Nu, e ceva de nu înțelege nici... Mă rog, ce au constatat? S-au oprit lucrările, uitați, scrie. Da, pe ca să înțeleagă ăștia respectatorii, dar mi-e greu mie să înțeleg ce. Păi, dar cum? E ceva, construcții, disciplina în construcții cu ocazia controlului, în fine. Așa... Drepturile procesuale, dreptul de a nu da nicio declarație, e o prostie. Da, dar aici vrem fraza asta unde a spus că s-a oprit construcția. I-am adus la cunoștință suspectei drepturile aici? Nu, aici, uitați, unde-s datele astea. Aici, da.
control și disciplină în construcții, cu ocazia controlului efectuat în data de 9-7-2015 și în data de 11-8-2015, care au dispus totodată oprirea lucrării în 2015. Și clădirea e gata, ridicat. E locuită deja. Și nu e ca nu. Interiorul nu. Dar uitați aici că se contrazic în date și în acte. În 22-12-2016 dă altă autorizație de 747 din 2016 pentru branșament apă. Păi la ce casă dai tu când casa a fost demolată? Unde branșezi? Ce faci? Când tu instituția statului, primăriei, faci dosar penal pentru nerespectarea autorizației, oprești lucrările și în 2016 îi dai pentru branșare? Eu fac sesizare la primărie, dau un contencios administrativ și îmi respinge, că era vorba de domnul primar. Îmi respinge, câștigă ăsta, domn. Și eu trebuie să-i dau bani lui ăsta, cu după ce mi-a inundat casa și îmi distruge casa, eu pierd în judecată. Ce se întâmplă? Și eu mă cutremur. Deci mă cutremur. Păi da, dar în discuția, când soțul meu s-a dus la primărie să facă sesizare, în discuția dintre funcționarul din primărie și domnul văduva, era vorba pentru branșament apă de 10.000 de euro că s-a dat. Deci autorizația, deci am auzit și eu și soțul meu, care era în primărie, și domnul funcționar a dat pe speakerul ăla la telefon, ce uite ce zice nebunul ăsta, că a dat 10.000 de euro. Am făcut denunțul la DNA atunci, la ora 9. Că putea să se asculte, să se vadă convorbirea. Nimic nu mi-a venit de la DNA. Ca drept dovadă, după 5 zile a apărut autorizația pusă de săpături. Doamnă, deci eu, trăim într-o lume nebună, într-o lume a corupției, într-o lume a șpăgilor, exact. Și ne batem joc de unele suflete, de oameni care au muncit o viață întreagă. De casa unui om, de domnule. Casa mea. Da, exact. Doamna Tănase, eu vă spun următorul lucru, concluzia mea, mai avem câteva minute, dar simt nevoia să spun asta. Concluzia mea este următoarea, nu văduva este vinovat, domnul, doamna văduva, nu. Banul, doamna, dacă eu sunt sărită de pe axă și vin la dumneavoastră și îmi trebuie să îmi clădesc o mansardă pe casa dumneavoastră, a mea, da? Sau nu știu, să construiesc un zid în fața intrării în casa dumneavoastră și mi se permite, eu sunt dementă, da? Și nu fac treaba aceasta. Dar nu există legi care să permită sau să nu permită. Nu face cine ce sunt ne legi, pasă. Sunt legi, dar ce nu, le respectă. Nu le respectă. Asta am vrut să spun. Domne, cel care face treaba lui, a vrut să facă bani, omul a cumpărat, a demolat, a rezolvat, câștigă sunt ceva. Foarte sau spală stupoase. Bani. Sau cine știe, habar n-am, nu știu despre ce este vorba. Nu în cazul acesta, în genere, da? Da, dar nu-l lăsa. Cei care le permit contrar legislației în vigoare românești, aceia trebuie pedepsiți. Trebuie pedepsiți, judecați, pedepsiți, nu se poate așa ceva. Nu mai vorbesc că mai stai pe funcție și îți faci de cap. Nu se poate așa ceva, nu se poate. Adică, pui în pericol proprietatea omului, viața omului, de ani de zile, iată, din 2015. Da. Li s-a dat și oameni din primărie. Din 2015 să nu ai liniște. Da. Să nu ai liniște, să mai ai și pagube, să și alergi. Să fie frică să te așezi în pagă. Să și alergi. Adică, oameni buni, poate că e greu și pentru mine și pentru dumneavoastră, în linii mari ați înțeles despre ce este vorba, dar aceasta este concluzia. Din 2015, această familie nu are liniște. De ce? Pentru că nu se respectă legea. Pentru că face cine ce vrea, contrar legilor. Și atunci... Dacă l-a apărat avocatul ca primăriei, domnul Vrânceanu, cine i-a făcut cunoștința acestui domn cu avocatul primăriei? Cu arhitectul primăriei? Cine a făcut? Nu, avocatul poate să apere pe oricine. Oamenii din primărie, doamna avocat. Oamenii care sunt încolțiți, că dacă cumva se întâmplă să... Și nu mă las până nu o demolez. Deci acum nu mă las, mă duc până la CEDO. Deci mă duc la București, la Curtea Supremă, după aceea la CEDO. Îmi pare rău că plătim tot noi, că ar trebui să se dea legea magistraților. Cine greșește să răspundă, cine nu judecă bine dosarul și nu-l cercetează să răspundă. Exact cum a făcut cu mine. Acești procurori, cine îi trage la răspundere? Că îmi dă pe linie
rulantă, ordonanță de clasare. Stai, băi, să face femeia o plângere, două, trei. Hai să vedem care e situația. Haideți, măi, până la fața locului să vedem. Sau judecătorii, nu? Haideți să facem judecata la fața locului. De ce nu mi-a permis expertiza? Păi nu mi-a permis pentru că el avea o autorizație să facă ceva și el a făcut cu totul altceva. De aia nu mi-a permis expertiza. Plus că îmi vine zăpada pe casă. Deci acum cade și pe casă. Doamne ferește, de era o băbuță ieri, a căzut, cred că vreo, nu știu, un cup de zăpadă după casa lui. Că n-a făcut nimic, n-a pus parazăpes nimic. A făcut apartamente de vânzare. Nu îl interesează de restul oamenilor care supraviețuiesc acolo. Doamnă, mă iertați, îmi trece prin minte acum un aspect, da. Și nu vreau să vă lezez și nici să vă înspăimânt, știți dumneavoastră mult mai bine decât mine, dar mă gândesc așa, domnule, de 3 ani mă lupt fără nicio izbândă, da? Sunt supusă acelorași riscuri, da. Contrar legilor, nu mi se respectă niciun drept. Domnule, mă zbat de 3 ani, dar dacă îmi crapă inima, cine se răspunde bucură pentru asta? Dumnezeu, un om poate muri dintr-o astfel de traumă continuă, adică o hărțuire. Așa trebuie să alerg la autorități, la avocat. Fac plângere, da. Mă costă bani. Dacă aud zăpada căzând de pe casă, am senzația că a căzut un zid. Dacă îi crapă inima, cine răspunde pentru asta? Sau dacă face un AVC, cine răspunde din această cauză? Ce cauze fiziologice? Bine că a scăpat de mine să nu-i mai duc adică mai departe. Adică nu știu, există și acest risc. Eu aș înnebuni de 3 ani să am o astfel de problemă, Puneți dumneavoastră, dacă ei încearcă să mă intimideze, să ne facă mie și soțului dosar penal, plângere penală, că am dus organele judiciare în eroare, că am făcut sesizare, că el a făcut săpături ilegale? Doamnă, omul e tare, e clar. E mai tare decât... E banul, doamnă. E banul. Banul. Să vede clar. Eu pot să spun, adică eu spun clar că el n-avea relație aici. De unde? La București. A venit și a zis clar, băi, fă ce vrei tu, dar să n-ai... Dar și zăpăci la cap că putea să facă în litera legii. Să nu-mi afecteze mie construcția. Dacă tot... Că nu-i nici deștept. Face și ilegal. Ați vorbit cu dumnealui? Da, și l-am chemat când l-am avut, că mi-a schimbat și avocatul. Nu-l mai am pe Abraham. Lăsați. Și ce? Doamna Popacă, nu, trebuie să mă duc la, scriu la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, că înainte când Dumnezeu să-l ierte era Otto Weber cu Drepturile Omului, aveam unde să ne adresăm. Acum nu mai ai. Nu mai ai unde să te adresezi. Nu vrea, deci eu am la ce, mediere. Dumnealui ce v-a spus domnul Văduva? Domnul Văduva nu vrea să vie la... I-am spus la cei din primărie, am trimis, băi, chemați-i să-mi facă zidul, chemați-i să mă lase să-mi fac eu, că până la urmă intru eu. Știți ce am zis? Spun la poliție, sparg gardul, că și așa gardul e până în casă, 60 de centimetri e proprietatea mea, și îmi iau 5 oameni și îmi scot pământul, că mi-a pus tot pământul pe casa mea. Doamne, deci pământul e pe casa mea, doamna Popa. Și toată apa se scurge în pământ și se infiltrează în perete. Ceva teribil. Deci vă spun, e ceva, mie mi-e teamă. Mi-e teamă când, dacă mai găsesc în picioare când casa, când mă duc de la servici. Și acum mă gândesc, vine primăvara cu ploile. Știți ce ploi sunt la noi? Nici nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă. Și acum am făcut la prefect iară. Din nou la prefect. Am mai făcut și la domnul Băncilă, care a trimis o comisie, dar comisia n-a ajuns până la mine. Numai scriptic, faptic nu. Unde să mă mai adresez? Că nu mai știu, doar la Dumnezeu mă rog, că poate i-o bate, poate au și ei familii și să se gândească... Dar nu vă ajută pe dumneavoastră asta. Că e o putere divină totuși. Cât de târziu fiecare plătim. Nu se poate. Eu sunt convinsă de asta, dar nu vă ajută pe dumneavoastră. Nu știu, adică știți, să se rezolve problema astfel încât casa dumneavoastră să nu mai fie în pericol, este în pericol din cauza faptului că s-au încălcat legile. S-a încălcat legile. Adică normele în construcții și legislație și tot ce, din ceea ce spuneți dumneavoastră și se vede aici.
Dar n-a venit nici primarul, acest domn primar. Ia mai să văd atâtea sesizări. Mă duc eu ca primar. De ce n-a venit? Că el a pus și cu domnul Paraschiv și cu doamna Dumitrescu. El a semnat autorizația de construcție și certificatul de urbanism. Atâtea sesizări, 2 metri cub de acte. Dacă veniți la mine, zici că sunt avocat. Am barou avocațial pe cuvântul meu. Da. Nu se poate. Am înțeles, doamnă. Ce-am putut face atât? Eu vă mulțumesc. Să vă adresați autorităților și, de ce nu, concitadinilor noștri, pentru ca să mai știm și noi ce se întâmplă. Nu e ușor să stai într-o astfel de situație. Dar știți că am mai vrut să defrișeze și un deal acolo. A, da, știu. Da, dar e tot plângere penală și văd că acolo s-a oprit. La am mine înțeles, nu s-a oprit. Acolo, da, au fost numeroase, mii de brașoveni au avut reacție față de această situație. Da. Din păcate, întâlnirea noastră de astăzi s-a sfârșit. Sper să vă fie de folos autoritățile, măcar acum, să rezolve conform legislației și normelor în vigoare, românești. Sau, mă rog, care vreți, cum vreți, europene, în fine. Speranța mea este la DNA. Deci ultima speranță este la DNA că îi va scoate pe acești indivizi care au încălcat legea. Am înțeles. Pentru că vă spun, eu mă mai repet, e un cancer generalizat al corupției. Începând de la paznicul primăriei. E ceva ce nu vă vine Am să înțeles. Cred. Doamnă, întâlnirea noastră s-a sfârșit. Să vă fie de folos, sper, din toată inima. Mulțumim. Concluzia vă rog să o trageți dumneavoastră, oameni buni. Ferească Dumnezeu să ai o problemă și să nu ai relații și să nu ai un suport material consistent. Nu? Și să mai și nădejde că recuperezi sume. În fine, știți ce este în țara noastră. În acest caz, văd că sunt documente. E un istoric al acestei situații. În fine. Trebuie să ieșim, din păcate. Vă rog frumos să aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută!